7:10 minute, vă spunem bună dimineața tuturor celor care ați ajuns în fața televizoarelor mai târziu și vă spunem bună dimineața și invitatelor noastre, Alexa Trif, make-up artistul de serviciu, ca să zicem așa, și modelului ei. Bună dimineața! Bună dimineața! Alex, dai microfon, te rog, trebuie să vorbim Le țin pentru mine pe amândouă. Am Bine înțeles. V-am regăsit! Bine ai venit! Bună dimineața, cum te numești? Diana Rahoto. Diana, bine ai venit! Am găsit. Ceva, și te-ai trezit, e totul regulă? Da. Da. Ai emoții pentru ce se va face Alexa? Nu, mai degrabă sunt nerăbdătoare. E prima dată când rămâi pe mâinile Alexei? Nu, a doua. Am mai lucrat împreună. Da, am înțeles. Alexa, spune-ne, ce ne pregătești astăzi? Astăzi o să realizez pentru voi un machiaj retro. Un machiaj foarte drag mie, pe care îl port cu drag. Un machiaj al anilor 50. Are ceva special? Nu știu, anumite... Intră în anumite tipare sau... Este foarte feminin, asta îți pot spune. Este feminin, este senzual, așa, o privire pătrunzătoare. Anii 50 sunt anii aceia în care toate femeile purtau fustițele acelea exact, cu... Exact, cu buline, cu pătrățele, cu dungi, cu... Da. Cred că lipsesc. Chiar să știi că erau feminine femeile de atunci. Chiar erau, da, da. Acum cum sunt, Alex, femeile, ia zi tu. Mă abțin că avem foarte multe telespectatoare acasă și nu vreau să par grosolan. A, deci ai putea ai să fii ceva grosolan. De rău de spus, înțelegi? Am înțeles. Nu, dar acum cred că e mai ocumos să iei o pereche de pantaloni, nici să nu, să lași fustițele acelea. Da, depinde pentru fiecare ce stil de vrea să... Adoptă. Exact. Da, cred că totuși e mai simplu, pentru că suntem în era vitezei, toată lumea fuge de colo-colo și cred că cel mai simplu e să iei o pereche de pantaloni pe tine, nu? Ca și femeie, mă refer. Depinde cum te simți și bine. Sunt destule femei care poartă rochi, exact. Am putea putem să purtăm machiajul acesta dacă ne îmbrăcăm în blugi, în pantaloni, deci ziua, sau trebuie să-l purtăm la ocazii speciale, neapărat? Este un machiaj foarte elegant. Și cere oarecum o coafiură pe măsură și o ținută, dar poate fi adaptat și unei ținute de zi. Deci adaptat, da, nu adaptat, tocmai. Exact. Am înțeles. Depinde dacă punem gene false, dacă punem puțin mai multă strălucire, merge. Depinde cât de la... mult încărcăm machiajul, nu? Nu neapărat încărcat. Practic, diferența dintre un machiaj de zi și unul de seară o face intensitatea culorilor, strălucirea, și putem transforma un machiaj de zi în unul de seară și nu, din unul de seară... Deci, unul... altfel putem să folosim diferite tipuri sau stiluri, da, ca să zic așa, și ziua și seara. Depinde de intensitatea cu care le folosim. Da. Extraordinar, am învățat. De la texturi, de exemplu, pentru machiaj de zi, de obicei folosim texturi mate, sidefate, însă ne permite o textură sidefată și culori puternice spre seară. Am înțeles. Dar buzele, cum rămân cu buzele? Pentru că eu sunt curios. Deci de când mă aflu în preajma Alexandrei și Alexandrei, aud mereu că buzele nu sunt scoase destul de mult în evidență sau știi sunt mult prea scoase asta, în evidență? Ori evidențiem ochii, ori buzele, știi tu ceva, ai auzit. Și cum se va întâmpla? Depinde de machiaj. Data trecută când am făcut Smokey Eyes, am evidențiat foarte puternic ochii cu negru, cu culoarea aceea fumurie. Nu era tocmai ok să mai punem și niște buze țiclam sau mai știu ce nuanță, dar acum o să punem accent atât pe ochi, cât și pe buze. O să... Eu o sunt să machiem... Da, am înțeles. Alexa, spune-ne ce ai făcut până acum în linii mari și te putem lăsa să te apuci de lucru. Până acum am pregătit, am făcut baza machiajului. Nu contează ce machiaj dorim să realizăm, baza se realizează la fel. Ce înseamnă asta? Curățăm tenul, demachem, indiferent dacă ne machem sau nu, demachiere, tonifiere, hidratare, neapărat o cremă de hidratare și mai ales acum că o să vină sezonul cald, trebuie să folosim o cremă cu factor de protecție și sunt chiar creme, BB cream, dacă e toată foarte cunoscută, da, are și factor de protecție, are și hidratează și are pigment, deci poate fi folosit și ca un fond de ten. Am înțeles. Bun. Asta ai după care aplicăm un corector dacă e nevoie. În principiu îl punem de jur în prejurul ochilor și dacă mai avem alte porțiuni ale feței de corectat, evidențiem trăsăturile, dacă
natura nu lasă loc de, de corectură. După care aplicăm fondul de ten, niște umbre în pomeți, la tâmple sau alte corecturi, dacă avem fruntea mai lată sau mandibula mai proeminentă. După care pudră fixatoare și începem machiajul propriu-zis. Putem începe cu ochii, cu sprâncenele sau cu buzele. Deci acum tu vei începe machiajul propriu-zis. Exact. Da? Bine, te lăsăm să lucrezi, mult succes. Okay. Ai încredere, totul în regulă, dar n-ai nicio problemă. Niciun stres. Am înțeles și noi așteptăm să vedem rezultatul. Vă mulțumim, să vă pregătiți. Dacă n-ai partener, cu cine te consulți? Nu știu ce să răspund la această întrebare. Probabil cu un prieten foarte bun, apropiat. Sau cu cineva din familie. Deci tot avem cu cine să ne consultăm. Și tot asta vom face noi acum cu Alexa. Vreau să știm în ce stadiu ești. Noi suntem foarte bine, voi? Ce faci acolo? Iarăși ai pus, stai că acum știu. Etapa ta preferată cu pudra. Da, pudra aceea pentru a proteja machiajul, nu? Da, pentru a nu cădea, de fapt, nu avem cum controla. A nu murdări cealaltă suprafața feței. Dar mai multe detalii vom vedea după publicitate. Și acum vreau să vedem ce a realizat Alexa, make-up artistul nostru de astăzi, care vine să ne arate o propunere, să ne dea o propunere de machiaj, care se numește machiaj de eveniment și astăzi machiaj retro, nu? Da, în sfera retro va fi acest machiaj de care ne vorbea Alexa la începutul emisiunii, pe care a cărui etape le-am putut urmări la Ce Bună Dimineața. De asemenea, nu uitați, le vom posta pe Facebook, dacă nu ați prins emisiunea de la început, ca să urmăriți etapele, le vom posta pe Facebook și veți vedea, stând cu laptopul lângă oglindă, ce trebuie să faceți. Da, Alexa, nu am surprins chiar toate momentele, dar spune-ne tu ce s-a întâmplat, ce ai mai făcut între timp. Acesta este rezultatul final. După ce ne-am despărțit, am machiat propriu-zis ochii în culori neutre, da, pentru a evidenția linia de tuș. Linia de tuș, da. Am trasat o linie de tuș. Așa, bun. Pentru că dacă am fi aplicat o culoare foarte închisă, nu ar mai fi ieșit rezultatul. Deja era prea mult, da. Acum... Am aplicat și niște gene false din păr natural, care sunt foarte de efect. Închizi ochii puțin acum la cameră. Așa, ce frumos. Bun. Despre asta vorbeam când am zis de privirea aceea pătrunzătoare. Senzuală. Deci genele false ne ajută să avem o privire pătrunzătoare. Nu în felul în care privim, genele false. Mai bine de știut, bun, și eu gene false de acum. Și privirea, desigur, dar ne ajută. E un plus. Exact. E perfect. Sigur, arată altfel, transformă foarte mult un machiaj. Și avem un ruj puternic. Da, buze roșii, pomeți roz, roșeața aceea naturală, îmbujorarea aceea. Aici nu contează, eu te întreb, e o întrebare personală, așa vreau să știu, dacă putem să folosim un blush și de culoarea piersicii sau doar blush rozaliu? Pentru un machiaj retro clasic, este culoarea aceea de rozaliu. Deci este bujorarea specifică această nuanță. Nu culori aspectul acela de bronz. Dar putem, cum să nu, putem, este un machiaj clasic, elegant, dar putem trasa o linie de tuș albastră, de exemplu, dacă vrem să reinterpretăm machiajul clasic retro. Putem adăuga multe elemente. Cât de dificil este pentru cineva de acasă care nu este profi să realizeze un astfel de machiaj? Este mai complex decât alte machiaje. Deci ar trebui să țină poate ne vizui un trup. Baza machiajului, indiferent, cum am spus și la început, indiferent de ce machiaj optăm, pentru ce machiaj optăm, este la fel. Cu aplicarea genelor false, poate, dacă nu... E un pic mai complicat. Da, și cu linia de tuș. Nu e ca și când am mixat pur și simplu niște culori sau am aplicat o culoare. Trebuie să avem mare grijă să fie trasată Trebuie să ținem foarte mult cont de
morfologia ochilor. Dacă avem un ochi cu ploapă căzută, nu ar fi indicat, adică nu ar sta linia aceea foarte, depinde. Bine, am înțeles. Contează foarte mult și linia ochilor. Alex, ce părere ai despre machiajul realizat de Alex? E foarte drăguț, nu pot să spun altfel. Păi mai devreme spuneai că poți să pari grosolan dacă te-ai apucat să spui despre stilul femeilor din ziua de azi. Da, dar asta este un stil din anii 50, deci e feminin, senzual, transmite foarte multe mesaje bărbaților. Care ar fi? Da? Hai că m-am blocat. De feminitate. Uite, eu sunt fragilă. Ghilimele, știi? Nu vrem chiar să transmitem lucrul acesta. Da. Vreau să-mi spui cum te simți. Te simți frumoasă, da? Deci este un machiaj care ne face și pe noi să ne simțim foarte bine. Unde mergi de acum? Te duci la facultate? Nu am terminat, dar... Deci mergi să dormi. Cu machiajul ăsta, da. Înțeles. Bun. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Și noi vă mulțumim. O zi bună.